Filmul începe arătând doi tineri pe nume Taekil și Sangpil, iar Taekil, băiatul cu părul blond, tocmai și-a cumpărat pe internet o motocicletă la mâna a doua. Cu toate acestea, starea motocicletei este foarte proastă și motorul se defectează în cele din urmă. În timp ce încearcă să o pună în funcțiune, se întâlnesc cu niște bandiți care lovesc cu piciorul oglinda motocicletei lor. Taekil este nervat și încearcă să-i urmărească pe bandiți conducând în mod nesăbuit, atrăgând atenția poliției. Din cauza unei probleme la motocicletă, cei doi se ciocnesc și ajung la pământ. Cei doi sunt duși imediat la secția de poliție, unde sosește mama lui Taekil și își reproșează fiul că și-a cumpărat o motocicletă cu banii necesari pentru a plăti școala. Taekil dezvăluie apoi că vrea să renunțe la școală pentru că nu crede că mama lui își va putea permite să plătească cursurile. Auzind asta, mama lui, care a fost o sportivă profesionistă de volei, îl pleznește pe Taekil pentru că cuvintele lui o rănesc. A doua zi, Taekil, căruia nu-i pasă de viitorul lui și nu vrea să trăiască sub ordinele mamei sale, decide să fugă de acasă. Fără niciun obiectiv și doar $10 în buzunar, se urcă într-un autobuz la întâmplare. Între timp, mama lui, care muncește din greu pentru a asigura nevoile zilnice, încearcă să-l sune, dar nu răspunde la telefon. De fapt, este foarte severă cu Taekil, pentru că vrea ca el să aibă o viață mai bună. De aceea, se străduiește să plătească școala fiului său. Între timp, Taekil descoperă că autobuzul l-a dus într-un orășel numit Gunsan. După ce a coborât din autobuz, Taekil întâlnește accidental o fată cu părul roșu, pe nume Kyungjo, care lovește cu pumnul în stomac pentru că o enervează. După ce se plimbă pe străzi, Taekil, care este obosit și flămând, vede un restaurant cu noodles care oferă mese ieftine. Se duce acolo și îl întâlnește pe proprietar, Gong. Tocmai când Taekil este pe cale să mănânce, o porție de noodles la $3, un curier intră în magazin și se îndreaptă spre bucătărie. Acolo apare puțin agitație, iar Taekil îl vede pe curier fugind. Taekil pare curios de ce s-a întâmplat acolo, dar nu îndrăznește să întrebe. După aceea, decide să petreacă noaptea acolo, gândindu-se ce să facă mâine. Sangpil locuiește cu bunica lui, care câștigă bani de cojin nucile. A doua zi, când Taekil se întoarce la restaurant pentru a mânca, el constată că au nevoie de un curier pentru a livra mâncarea. Fără să se gândească prea mult, Taekil se oferă imediat. Gong îi spune apoi lui Taekil că trebuie să lucreze cel puțin 3 luni, înainte de a-și putea lua o zi liberă pentru a merge acasă. Taekil acceptă. Scena se schimbă apoi și-l arată pe Sangpil, întâlnind un bărbat pe nume Dong Hua, care îi oferă un loc de muncă. Cu toate acestea, Dong Hua nu-i dezvăluie tipul de muncă și spune că va afla mai târziu. Între timp, Taekil merge la bucătărie și îl întâlnește pe Josak, un bărbat musculos. Datorită atitudinii nepoliticoase lui Taekil față de persoanele în vârstă, este imediat bătut de Josak și pică la pământ inconștient. Taekil se trezește în timpul nopții și este foarte surprins să afle că Josak este lângă el și doarme cu ochii deschiși. A doua zi, Taekil începe prima zi lucrând la restaurant. Taekil îl enervează des pe Josak, mai ales când îl tachinează pentru corpul lui mare. În altă parte, Sangpil lucrează pentru Dong Hua, ca recuperator și cămătar. Între timp, Taekil pare să se înțeleagă bine cu colegii săi, chiar dacă se ceartă des cu Josak pe chestiuni banale. Josak și Taekil fac apoi un pariu, iar Taekil ajunge să-și piardă cunoștința după doar o lovitură. Între timp, Sangpil, care predă cărți de vizită, la biroul de cămătărie unde lucrează, o vede din greșeală pe mama lui Taekil pe marginea drumului și pare să aibă probleme. Taekil livrează mâncarea cuiva care se dovedește a fi Kyungjo, fata roșcată pe care a cunoscut-o la gară. Deoarece Taekil este întotdeauna nepoliticos, Kyungjo lovește din nou. Furia îi devine extremă când Taekil îi atinge din greșeală sânul, apoi fata îl bate și lasă inconștient. Când Taekil se întoarce acasă bătut, Josak nu rezistă să nu facă mișto de el. La scurt timp după aceea, telefonul mobil al lui Taekil sună, arătând un apel video primit. Dar din moment ce Taekil stă în baie, Josak răspunde la apel. Se dovedește că este Sangpil și pare surprins când Josak răspunde la telefon. Văzând asta, Taekil ia telefonul mobil. Se pare că Sangpil vrea să-i spună lui Taekil că mama lui are probleme. Cu toate acestea, lui Taekil pare să nu-i pese și în schimb închide apelul. În timp ce ei mănâncă, le spune accidental colegilor că a fost bătut de o fată. Auzind asta, Josak râde de el. Kyungjo, care tocmai a sosit în camera ei de hotel, este surprinsă când vede doi bărbați străini care vorbesc cu colegile ei de cameră. Kyungjo și cei doi bărbați se ceartă, iar fata este bătută, așa că scapă. Între timp, Taekil și colegii stau pe acoperiș și o văd pe Kyungjo alergând spre ei. Taekil, care vrea să se răzbune, sare jos și oprește. Dar el descoperă că fata are probleme, pentru că bărbații sunt pe urmele ei să o bată. Taekil se grăbește să o ajute pe Kyungjo, dar este bătut și el. Auzind zgomotele, locuitorii ies din casele lor, așa că cei doi bărbați decid să scape.
Taekil o duce apoi pe Kyungjo la restaurant ca să facă bine rănile. După aceea, Kyungjo le mulțumește și și-a rămas bun. Văzând-o pe fata desculță, Taekil îi dă adidașii lui. Taekil se obișnuiește cu meseria de livrare. Într-o zi, Taekil se duce să livreze mâncare pentru Kyungjo, care îi dă înapoi adidașii. În acea seară, Taekil primește în sfârșit primul său salariu. Gong îi sugerează apoi lui Taekil să se ducă la mama lui. Din moment ce Taekil ignoră sfatul lui Gong, Josak îl ia la palme. Decide în cele din urmă să se ducă la mama lui. Cu toate acestea, când ajunge acasă, Taekil găsește un bilet și descoperă că mama lui este la muncă. Îl întâlnește apoi pe Sangpil și vorbesc despre viețile lor. Taekil îi sugerează lui Sangpil să renunțe la munca de cămătar pentru siguranța lui. Dar Sangpil pare să nu-i pese de cuvintele lui Taekil. Ulterior, Taekil se întâlnește cu mama lui, care acum deține o brutărie pe care a cumpărat-o la un preț mic. El îi spune mamei sale că acum lucrează într-un restaurant de noodles din orașul Gunsan. Cu toate acestea, mama lui îl ceartă pentru că a muncit din greu să-i plătească școala și îi spune să se întoarcă acasă și să continue studiile. Taekil nu ascultă și pleacă după ce a dat mamei salariul lui. După aceea, un bărbat se duce la mama lui și avertizează că brutăria va fi în curând demolată, deoarece se pare că mama lui Taekil a cumpărat clădirea construită legal de proprietarul anterior. Câteva zile mai târziu, lui Sangpil se cere să încaseze o datorie de la proprietarul unui magazin. Cu toate acestea, este bătut atât de rău și trebuie să fie supus unui tratament în spital. În altă parte, Taekil face un accident când o mașină îl împinge. Se dezvăluie că șoferul este unul dintre bărbații care au bătut-o pe Kyungjo. Kyungjo este angajată ca ospătăriță în restaurantul de noodles, iar Gong îi oferă să ocupe camera fiicei sale decedate după ce a descoperit că ea nu are unde să locuiască. Îi dă bun venit lui Kyungjo, apoi se duc la karaoke pentru a se distra. La întoarcere, Taekil îl întâlnește pe bărbatul care l-a rănit și vrea să se răzbune. Cu toate acestea, el este bătut cu ușurință de bărbat, așa că Josak intervine un gând fața bărbatului cu znexuri. Sangpil, după ce a ieșit din spital, vrea să se răzbune pentru bătaie. Cu toate acestea, pare ezitant și își dă seama că acțiunile lui au fost greșite. La scurt timp după aceea, bărbatul care i-a făcut rău lui Taekil ajunge la restaurant cu un grup de bandiți și distruge totul, apoi împrăște cenușa fiicei lui Gong. Josak, incapabil să-și stăpânească furia, îi bate pe bandiți. Taekil și colegii săi descoperă că Josak era un șef al mafiei foarte respectat în zonă, chiar și de către poliție. În trecut, Josak, care a fost rănit în urma unei lupte cu rivalul său, l-a întâlnit din greșeală pe Gong, care era pe cale să-și pună capăt vieții după moartea fiicei sale. Josak l-a salvat apoi pe Gong și l-a convins să continue să trăiască. De atunci, Josak a decis să înceapă o nouă viață ca bucătar la restaurantul lui Gong, abandonându-și viața de gangster. După haosul din acea noapte, restaurantul lui Gong se umple brusc de gangsteri, care se dovedesc a fi oamenii lui Josak. Un bărbat pe nume Tai Sang îi cere apoi lui Josak să redevină șeful lor, deoarece bandele rivale domină teritoriul. Josak își dă seama că prezența lui ar putea pune în pericol pe Gong și pe ceilalți, așa că decide să plece și să se întoarcă la vechea lui viață de gangster. Taekil pare trist de plecarea lui Josak, deoarece se dovedește că îl vedea ca pe un frate, chiar dacă Josak îl bătea mereu la joc. Sangpil vede că brutăria mamei lui Taekil a fost închisă și îi spune asta imediat prin telefon. A doua zi, Taekil se duce la mama lui, însoțit de Kyungjo. Mama dezvolă că a fost păcălită de fostul proprietar, care a cumpărat în mod ilegal terenul. Taekil, care pare supărat pentru toată situația asta, îl cheamă pe Josak pentru ajutor. Cu toate acestea, Josak îl încurajează să rezolve singur problemele. Josak se duce la sediul unui gangster rival, pentru a-i cere să respecte teritoriile. Pentru că refuză oferta de pace, Josak este nevoit să-i bată pe toți. În altă parte, cămătarii se duc la mama lui Taekil pentru a încasa plata pentru brutărie. Taekil și Sangpil încearcă să-i oprească. Unul dintre cămătari găsește plicul cu salariul pe care Taekil l-a dat mamei sale, apoi îl dă șefului său. Mama lui Taekil încearcă să ceară politicos plicul, dar șeful refuză să-l dea. Taekil încearcă cu disperare să apuce plicul. Văzându-și fiul bătut, mama își folosește abilitățile de voleibalistă pentru a învinge pe cămătari, reușind să recupereze banii. Între timp, Josak îi cere lui Tai Sang să-l ducă la un restaurant, unde apoi împrumută ustensile de bucătărie pentru a-și prepara singur mâncarea. După aceea, Josak îi spune lui Tai Sang că a gătit și a fi bucătar într-un restaurant este noua lui viață, iar de acum înainte va renunța la vechea lui viață de șef de gangsteri. Tai Sang respectă decizia lui Josak. După accident, Taekil și mama lui rămân o vreme la casa lui Sangpil, deoarece casa lor a fost confiscată pentru a plăti datoriile. Între timp, brutăria mamei este demolată, dar ea este totuși fericită că fiul ei s-a întors acasă.
După acel incident, Josak se întoarce să fie bucătar la restaurantul lui Gong. Între timp, Kyungjo se întoarce la școală, după ce a devenit oficial fiica adoptivă lui Gong. Filmul se termină cu Taekil care își plimbă mama, cu o motocicletă la mâna a doua care a cumpărat-o. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta. Activați notificările și apreciați pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!